Salutări și bine ați venit pe plus.ro, unica platformă video din România cu informații în domeniul specialității, dar aici primiți conținut relevant și interesant în fiecare zi. Dacă vă place și nu o să pierdeți următoarele clipuri, apăsați subscribe. Astăzi stăm de vorbă despre un potențial trend, dar care se află încă în stadiul de început. Vorbim despre abonamentele la restaurant. Evident, mana majoritate nu știe nimic despre asta, așa că haideți să vă explicăm. În ultimii ani, din ce în ce mai multe industrii observă că metoda de vânzare singulară și ocazională deși profitabilă, este cu mult mai puțin avantajoasă față de metoda abonamentului. O vedem în principal în online, unde găsim microtransacții, abonamente și upsell ocazionale. Așadar, abonament. Multă lume va spune, stați puțin că nu funcționează chiar așa. Nu este pentru industria asta, este pentru altcineva. E pentru cine își duce costurile de investiție și research la un moment dat la zero și că noi nu putem pentru că noi dăm de mâncare în fiecare zi. Doar că de fapt nu e chiar așa. Datele ne arată că există un prag de profitabilitate după ce cuantificăm realmente numărul de vizite împărțite la media de plată. În plus, oamenii încep să perceapă abonamentul lunar ca o metodă absolut normală și deziderabilă de a plăti pentru bunuri și servicii. Plătești odată și pe lângă consumație primești tot felul de bonusuri, ai rezervări by default, oferte și alte beneficii, iar locația primește o bază de constantă de clienți ci își doresc cu adevărat să le treacă pragul și care sunt și profitabili, mai ales că vin mereu alături de alți oaspeți. Dacă vreți, puteți considera investiția ca și campanie de marketing, doar că este în word of mouth. Practic câțiva oameni plătesc ei pentru a deveni brand ambassadors. În plus, când vine vorba de business, deși unii vor consuma cu mult peste media de consum, la fel alții vor consuma cu mult sub media de consum. Asta că lucrurile se balansează. Totuși, nu trebuie să ne credeți doar pe noi. O bon pen, o butărie din Boston oferă cana de cafea de 199 de dolari, o cumperi odată și ai câte cafea vrei tu în 2018. Dar oferta dispare din atenție când o comparăm cu Olive Garden. Vorbim de lanțul de restaurante cu profil italian, ce deține locații atât în Statele Unite cât și în Canada. Restaurantul tocmai ce a încasat peste 2,2 milioane de dolari în doar câteva secunde, asta cu ajutorul celor două abonamente la vânzare. Au vândut 22.000 de abonamente, a câte 100 de dolari valabile, două luni. În plus, 50 de abonamente, a câte 200 de dolari, ambele fiind complet vândute în momente. Mănânci câtă pastă vrei, între septembrie și noiembrie, totul cu 100 de dolari, nu ai limite la porții, la cantitate, la număr, etc., Vânzarea abonamentelor a început în 2014 cu doar câteva sute de abonamente. În 2015 erau deja 2000, în 2016 erau 21.000 și în 2017 22.000. Așa că dacă vă întrebați cum putem inova o industrie, ei bine, sunt multe metode. Dar mai ales adoptarea unor tendințe existente și aplicarea lor în industria noastră. Ce avem în voie, în schimb, este de oameni cu curaj. Oameni cu curaj să fie diferiți, să încerce, să inoveze. Pentru că deși nu dăm încă seama, clienții noștri sunt și ei, din ce în ce mai diferiți. Vă mulțumim pentru vizionare și nu uitați, dacă ați făcut ceva nou și interesant, dați un share și subscribe pentru a nu rata următoarele clipuri. Numai de bine!